se poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați proiectul ordin de zi. Așa cum ați fost înscrițați, suplimentăm proiectul de hotărâre cu un proiect de hotărâre privind ghidul solicitantului pentru, la vedere, nu pentru culte. Deci o să avem 11 proiecte, da, lăsați-l acolo la diverse. Să avem 11, 10 proiecte de hotărâre plus punctul diverse. Cine este pentru proiectul lor de zi, inclusiv cu suplimentarea precizată de un primar? Începem cu punctul numărul 1 la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Domnul primar, dacă vreți să ne dați câteva detalii. La rectificare avem fonduri UNICEF 7.097 de lei venituri, capitolul 3.750 venituri voluntare la cheltuielile de capital și avem o suplimentare cu 30.000 de lei la capitolul 3308. Dintre domnul consilier, cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier Lung, aveți cuvântul. Am înțeles acolo că se ia transferul la tineret. Nu știu ce activități să prinsă la tineret. Nu, deci la tineret, noi la, pe când să erau prinși, noi tineret, e la același... Tot la cultură. Era, dar nu să explic, tineret însemna dacă dădeam bani la asociația Căluși. Adică când s-au imputat bani la ce controle se dacă cu toată lumea care reclamă ceva, reclamă dacă se dă bani la fundație. Nu să dăm niciun bani la fundație. Eu sunt același capitol și am dus la cult. Dar este părerea mea tot. Și la tine ne trebuie alocați bani. La cult am alocat banii chiar în primul semestru, nu am alocat bani. La tineret am alocat și anul trecut și ne-am făcut cheltuieli. Păi, facem activitate, găsim activitate, nu e o problemă. Puneți un cadru legal. Să căutăm? Unde? Vreți să căutăm acum? Păi nu, dar dacă îl găseam, îl spuneam. Deci, cred că nu este normal să luăm de bani alocați pentru dezvoltarea tineretului și să-i alocăm la culte, la mormântări, în biserică. Eu cred că să găsim modalități de a dezvolta și programele astea pentru tineret. Eu nu prea sunt de acord cu domnule. Acum, n-am nimic împotrivă la UNICEF, la... Iar bani veniți prin UNICEF. Dar la problema... Iar voi când? Tu-i provozul de acolo. Nu, dar credeți-mă, trebuie să dezvoltăm anumite activități și pentru tine. Da, da. Mai aveți așa mai discut un lucru? Atât. Dintre domnul consilier era cineva? Domnul consilier, cine are discutul? Tot referitor la... aici cultura și tineretul, cu religii, cu toate. Noi, normal, bă, câți bani pentru tineret, chiar nimic n-am făcut, domnule primar. Nimic. Ce am putut face cu ce ați făcut acolo, e foarte bine pentru tineret. Dar măcar să miște ceva la un cămin cultural. Nimic. Văd că nici s-a abandonat și problema cu dansurile. În comun îi mor tot. Pe linie culturală. Vorbim de linie culturală. Că ajutăm bisericile foarte bine, că trebuie și să ajutăm sistemul sănătorit. Dar cu tineretul suntem la pământ și e păcat să ne votez. Pe toți. Eu vă spun. E păcat să ne votez. Nu atât, domnule. Mai este mai zice la cuvânt, domnule consilier? Nu se mai spune la cuvânt, spune la vot. Domnul vice. Eu nu mă abțin, sunt împotriv. Abținem, da? Da, și unul abținere și unul împotriv. Împotriva și o abținere.
Ați notat, da? Eu zic să nominalizați, dar cu voturile, cine trebuie la bun început, așa a fost și trecem la punctul următor. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Căiuți. Deci, știți, pentru proiectul care facem acum, sperăm să ne ajute Dumnezeu și să și putem să-l ajutăm să iasă câștigător, se va depune până la sfârșitul lunii. El a cu asfaltare uliți Popeni, drumul la gară, Căiuți sat de la biserică la deal și partea aia la Gaterii până sus, pe la ronda drumul ăla până sus la mare de Bulilete. Pentru asta aveam nevoie să completăm domeniul public cu câteva drumuri comunale care se putem prinde în cadrul proiectului. E prins, e prins. Și drumul la biserică la Prale este prins. Da, este prins. Deci noi am prins acum ce nu aveam, efectiv, nu? Ca să fie complet, să putem da actele să deruleze proiectul. Să mai scrie cineva la cuvânt? Nu, 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 nu. Vă rog să vă scrieți la cuvânt, dacă vă aveți spus ceva. Acolo, pe altul. Are cuvântul domnul Costin Lungu. Știți că în zona Ronda, acolo, am spus că nu e activitate, deci nu e important. Eu am solicitat totuși. Pentru că aveți o grămadă reclamație la prefectură în ultimii 80 ani. Apa iar a venit și a inundat-o cu doamna Tricop, cu cea catere, nu? N-ați binevoit de 8 ani, de 12 ani, să rezolvăm partea aia de scurgere, de torenți din deal. Și facem drumul la Ronda. Poate ăla vă interesează cu dumneavoastră, dar și pe noi ne interesează în Popeni, pentru că toată apa era în șosea. Credeți-mă, poate ați trecut acolo și ați văzut. Nu, neglijăm continuu lucrări care sunt cheie, care sunt lucrări cheie care trebuie făcute. Nu zic că nu sunt bune și restul lucrurilor, dar dacă v-ați convins că ploile astea, vine apa mai mare, lua mașină după scară. Deci, domnul, vă văd că sunteți numai putente. Nu putente. Dar mă lăsați că nu v-am întrerupt. Chiar nu mă interesează drumul ăla la Ronda. Via Mir, firma care trebuie să lege un drum de ea, e singura firmă din Comuna Căiuți privată care a câștigat fonduri europene. Ori în condiții în caietul de stație este clar ca să luăm punctaj. Dacă drumurile care le facem face legătură cu o firmă care are sediu sau ce are dânsul acolo un spațiu, unde are garaj, luăm 6 puncte. Dacă face legătură cu gara, mai luăm 5. Face legătură cu două biserici, mai luăm 6. Interesul este de a lua pe mine, nu... Dar lăsați-mă că a spus că mă interesează că e la Ronda. Nu, domnule drag, e parcare betonată la Ronda și nu mă interesează drumul ăla. Chiar nu credeți asta, sau poate ce, că duce la Gabi, la mine, ca ai vorbit. Nu mă interesează. Este un punct vital, îl dăm mâine jos și pierdem 6 puncte, care poate să nu implementez proiectul. Nu pierde 6 puncte, casa de apă e făcută cu fonduri europene. Nu pierd. Hai să te scup cu fonduri europene. Hai, dacă chiar vreți să ne cer. Puneți mâna și studiați, lăsați. Dacă îmi dați voie să spun și ceva. Domnul Lungu, Casa de Apă nu este firmă privată care a accesat fonduri europene. Păi, fonduri europene nu accesate în cadrul europene. Domnul Lungu, dacă am zis că o firmă privată... Credeți că drumul ăla nu trebuie rezolvat cumva? Da, noi am zis că nu trebuie, că dumneavoastră spuneți că n-am vrut în 8 ani. Da, știți câte drumuri și probleme ca dumneavoastră mai avem? Cred că încă minim 12. Când aveți 3 probleme. Păi da, și o să le mai rezolvăm pe toate cum putem. Aveți 3 probleme care dar trebuie să fim oportuniști și ceea ce ni se oferă și putem accesa, trebuie să luăm bani, că bani nerambursabili și 100% finanțare. Mi-aș dori chiar, dar ar Dumnezeu să ajungeți odată, ori viceprimar ceva, să vedeți să trăiți din banii care vin la bugetul local, dacă nu atrageți fonduri europene, fără participarea Consiliului Local. Tot atâta vorbim, nu-i bun terenul de sport, nu-i bun drumul ăla, nu-i bun, nu, domne, când s-au dat fonduri, s-au dat pentru o sintagmă clară. Eu cred că lista de priorități e altă. Asta este părerea mea și cu asta. E o părere proastă, scuzați-mă. Asta e părerea noastră, nu coincide cu a mea. N-are cum să coincidă niciodată. Poate poate să dea Dumnezeu. Bun, mergem mai departe. Să mai scrie cineva la cuvânt la punctul ăsta? Nu o să mai scrie nimeni la cuvânt, îl punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Eu abțin. Dar trecerea în domeniul... Cine se abține? Trebuie să zice pentru și o abține.
Mergem la punctul numărul 3. Proiectul hotărâre privind modificarea și completarea HCR-ului Căiuț numărul 8 din GPR 2016, privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Căiuț, județul Bacău. Domnul primar? Deci, ca urmare a eliberării extrasificate funciare, se completează hotărârea Consiliului Local 29/2016 și hotărârea 25/2016 privind inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Căiuț. Dintre domnul consilier, cine se înscrie la cuvânt? Nu se înscrie nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Deci această cine este împotrivă? Este necesară tot la proiect. Cine se abține? Care vorbim. Deci s-a votat în unanimitate. Mergem mai departe. Numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 392 din 5-11-2015 emise de FNGCIMM, ESA, IFN, în vederea implementării proiectului modernizare drum de interes local, zona CTR, sat Căiuț, comuna Căiuț și județul Bacău. Domnul primar, vreți să ne spuneți ceva? Deci este prelungirea scrisorii de garanții pentru drumul zona CFR, ca să ne putem încadra în termenul de recepție a lucrărilor. Dintre domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Nu înțeleg asta. Domnul Dăvile, aveți cuvântul. Ce se întâmplă? Eu am fost de frumos să aceleași. E foarte bine cum a dat amul acolo, vor putea să o supe. În final, eu v-am mai întrebat altă. Îl modernizăm sau lăsăm macadam așa? Ăla ce fere? De la barieră și până la ieșire, la port. Proiectul drumului este la stare că este acolo. Așa rămâne. Da. Așa. Dacă vreți să facem noi o modernizare a lui eventual în curs, se poate face ulterior. Că de acolo, din zonă, spune că numai în cazul că rămâne primar, se poate face modernizare. Așa vorbește. Ca să vă spun și ce vorbesc. Dar, nu, dar de ce să nu vorbim? Ideea de... că mi-o pun în... Da, da. Mi-o pun în... în promisiune electorală. Și o să voi face. Foarte bine. Dar, în cazul... Da, să o faceți până în alegeri. Nu după alegeri. Că după alegeri nu vă mai crede nimeni. Deja, cred că peste apă s-a dus credibilitatea, pentru că le-ați mințit două mandate. Două mandate ați mințit, domnul primar, pe aia peste apă. De ce să nu fim real? A spus că continuați lucrările pe drumul ăla, nu? Considerați că nu e gata. Cine a spus? Păi a spus că asfaltați în continuare. A spus că e gata, dar mai trebuie lucrări, nu cu el. N-am zis așa ceva. Dacă vreți... A spus că veți continua. Dacă vreți, vreți să facem modernizare. E gata, dar veți continua să-l modernizați, nu? Deci investiți în continuare bani acolo, sau alte lucrări care trebuie făcute. Știți cât costă un drum? Știți cât costă un drum din ăla să fie făcut cu asfalt? Că mulți, eu nu știu cât costă valoarea investiției, care spun 8 miliarde, care nu, care duc în campanie. Valoarea investiției este dedusă dintr-un proiect. Deci nu mai este treaba mea să calculez valoarea investiției, că nu sunt specialitate. Dar ca să facem investiții în continuare, peste o lucrare terminată, cred că s-a avut urgență la nivel de comună ca să... Dar nu v-am zis că trebuie făcut drumul ăla dacă, se... dacă vrem, am zis. Și a zis că o realizați după. Dacă vrem. A zis că o realizați după. Vă răspund domnul Drilea, domnul. Păi am înțeles și eu, dar asta nu răspund. A zis domnul Drilea că a zis că... A zis lumea de acolo că dacă mai rămâne eu primar, îi pun asfalt. I-am zis, chiar am să-mi trec la această idee, să o pun în program electoral. Păi da. Deci îl considerați determinat. Poate domnul Drilea, deci îl considerați lucru nedeterminat. Eu nu consider un lucru nedeterminat, o investiție făcută după proiect. Și am pus punct discuții cu dumneavoastră. Adică dumneavoastră vreți să trageți ce vreți. Nu, eu spun realitatea. Eu trag de ceea ce a spus. Păi, trageți ce vreți. Mai scrie cineva la cuvânt la proiectul ăsta? Dacă nu se înscrie nimeni, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțin. Dar stați așa un pic, nu? Stați un pic. Nu și la executarea lucrării. Aia nu este lucrare, nu e asfalt. În 2 ani de zile, macadamul la dispar. Am nu mai fi 10 ani până la 9. Am de face un să-și facă datoria și domnul. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aia e investiție fără niciun rost. Și
Dar vă mai mențineți ce a spus într-o ședință, că este urmat. Dacă partidul vrea să-și candidați, vrea să câștigă alegerile, mutați terenul de sport, așa a spus într-o ședință. Atunci puteți. După finalizarea terenului de peste 20 de ani, 30 de ani, cred că se poate. Odată lucrarea executată, ar fi o prostie în da, atunci a spus că dacă ieșiți dumneavoastră, vreau să candidați, mutați terenul la școală. Haideți că lăsăm discuțiile astea la sfârșitul ședinței. Îmi dați voi, da? Deci mergem la punctul următor. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind prorogarea primului termen de plată a impozitului pe clădiri, deci, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloace de transport. Așa cum cum știți, guvernul a prelungit perioada de achitare a taxelor și impozitelor până la 30.06.2016 cu scutirea cetățenilor cu 10%. Deci, dacă sunt discuții, se scrie cineva la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? S-a votat în unanimitate. Mergem mai departe la punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență. Domnul primar? Da, este vorba de Podgoreanu Daniel Valeriu. N-au depus să cere, are aici în spate toată documentația, 500 de lei pentru copil. Trebuie să duc la spital cu dânsul. E o situație mai veche, care eu știu probleme care le are acel copil. Se scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mergem mai departe cu numărul 7, proiect de hotărâre privind majorarea plății de combustibil alocată autoturismului bazat pe CLC. Așa cum știți, s-a modificat legea care bloca combustibilul necesar lunar și trebuia să facem tot felul de achiziții pentru ne încadra. Dacă făceam un drum la Iași, trebuia să băgăm pe proiect, să găsim alte surse de finanțare, că la un drum de Iași terminai cota de benzină. Am venit pentru amândouă mașini, dați două proiecte de hotărâri diferite. Am mai întrebat și la alte primării care au 250 de litri benzină pe lună. Dacă sunt discuții. Se scrie cineva la cuvânt? Aveți cuvântul, domnule. Da, eu personal am cerut o situație de la serviciu monetar contabil. Sunt încasate pe anul 2016, la începutul anului, dar mi s-a prezentat imediat. Vă să citesc. Dar bine era dacă mi se dădeau pe societăți. Pe societăți. Mi s-au dat doar sume pe luni încasate. Sunt cât de cât justificabile. Pentru că sunt niște sume oricum destul de importante pe care s-au încăsat. Am înțeles pe ianuarie vreo 4.000 și ceva de lei, că nu mai dau exact situația aia, acum nu știu cum am pus-o. Pe april la fel. Deci sunt de acord, numai urmărită mai cu atenție justificarea acestui consum de combustibil. Mă zici, vă rog, eu vreau să vă întrebare de la urmă. Am mai pus-o la vreo 2-3 ședințe. La ora 7, dacă vreo 2 luni, era mașina primăriei cu la Ștefan. Nu era timpul programului. L-am întrebat pe domnul primar, știi? Nu mi-am dat un răspuns atunci. Vă mers că nici el nu mers. Nu vă dau că nu știu. De-aia am spus că e tot la gara poate. Mașina când pleacă pe Bucur. La ora putere am plecat. A plecat la 5 dimineața la Iași, la București. Așa că nu e nicio evidență. Da, e o evidență la primărie. Totul e vrai. Nu totul e vrai. Totul e vrai. Cea mai bine e la un cap undeva la o contabilitate. Dar tot e vrai și tot. Nu. Ba da, nu. E altceva, vrei și nu trebuie să spun. Mai sunt discuții. Dar ca să completez, parcă o parte din colegi poate nu știu. Deci pe luna februarie s-au încasat 4.677 lei la taxe de drum. Pe martie 450 de lei. Luna lui april până la data de 06.04 1.095 de lei. Deci sunt niște sume care probabil încep să justifice activitatea acestui serviciu a Poliției Comunitare și mi se pare justificabilă și această majorare de fonduri. Domnul Tudor, da. Nu, am... La majorarea cote am zis. Da. E vorba de proiect de hotărâri pentru majorarea cote. La proiectul numărul 7, dacă mai ceva despre. Deci, proiectul la turismul 4.5. Dacă mai nimeni este
discuți, spunem la cine este pentru. Cine este împotrivă? Mă abțin. Cine se abține? Abțin că știu ce face mașina primării, lăsați-mă mai ceva. Dacă aveți ceva de râs, să-mi explicați de ce, domnule. Ridicați mâna, nu e nicio problemă, puteți ridica mâna și la infinit. Nu, domnul, nu, știți, stai până. Când întreb cine împotrivă, dumneavoastră... Păi i-am pus o întrebare, domnule primar, la ora cutare unde era? Nu știe. De ce? N-are caietul ăla de la poate. Mașina pleca la ora cutare, a venit la ora cutare. Asta a consumat, atâta kilometri făcut. Nu-l are. Bun, mergem mai departe la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cotei de combustibil alocată compartimentul poliției locale. Aici trebuie, vreau să dumneavoastră să vorbiți, da. Nu, nu, nu. Da. Eu, e foarte bine, noi Poliția Economică am aprobat treaba asta, pentru că era și o cantitate care nu se putea, adică nu putea să rezolve și cazul. Că sunt și cazuri speciale în care trebuie rezolvate. Când te cheamă omul, dă telefon, trebuie să ducă morcov. Problema se pune de altă natură. În cazul în care noi am aprobat și aprobăm toți pentru că e necesar. Problema e trebuie să îmbunătățească activitatea mai multă. Adică să meargă acolo unii solicitați, să mai facă verificări pe unde sunt societățile comerciale. Știu că nu are obligație fiecare societate comercială să-și spună, dar e bine să ca drumurile principale, șosele principale, Copen, Blidari, Pralea, pe aici, pe el, să facă așa ronde, de la ora 9 încolo, că sunt unii certați cu legea, care mai cântă pe drum, mai fluieră, mai înjură și eu zic că e păcat din nația asta românească, și așa suntem colonii. Să ne pierdem din tot cu educația asta. Asta vreau să spun. Cine se mai spune la urmă? La proiectul ăsta? Cine spunem la urmă? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu se abține nimeni? Pierdut din asta. 14 pentru. Da. Mergem mai departe. Acolo nici o comunitate n-am văzut nicăieri, așa că ce să... Nu-i pantare, mă! Domnul Dumnezeu! Dar am văzut la nu pot să vorbesc odată cu dumneavoastră. Da, mergem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală. Deci, după cum știți, orice proiect și orice lucru care se va face în comună, trebuie să fie prins în această strategie. Noi la momentul, chiar la momentul, nu aveam făcută și am făcut-o tot timpul, ne loveam de asta când făceam un proiect european, aveți strategie, aveți strategie, aveți strategie. Noi am discutat cu niște specialiști, dacă vrea să vreți să o analizați. Am să am și eu ceva de spus. Sigur, sigur, numai puțin. Da. Avem răbdare. Deci fără strategie nu putem... Bun. Cine se scrie la cuvânt? Domnul consilier, aveți cuvântul. Îndemnița părții, mă știu. De ce stimate, domnule primar, n-ați fost de acord să treacă pentru fiecare consilier câte o carte? Nu se întâmpla, nu era o mare carte din asta care s-a dat acolo. Pentru asta i-am spus domnul Călătării. Asta e strategie care trebuie să da. Pentru asta, atât. V-am rugat. Dacă se poate, se poate. Dacă nu, se întâmplă nimic. Da, o să fie corect. Dar care dorești, îi vorbim. Nu-mi poți să vă mulțumesc. Deci, eu prelegez de votare până în 2022. Eu n-am văzut-o. N-am văzut ce proiecte se implementează până în 2022. Nici nu m-a întrebat nimeni. Părerea vreodată despre un proiect care se va implementa pe 2022. Primar, sigur, și nu știu dacă suntem aici 14-15 consilieri. Ați fost întrebat vreodată de strategia asta până în 2022, în 6 ani. Ați fost întrebat vreodată între dumneavoastră? Ei, domnul locul, n-ați fost întrebat, vă întreb eu pe dumneavoastră de când sunteți consilieri. Eu chiar am întrebat. Ce proiect din hotărâre ați venit vreodată prin care să doriți sau să supuneți atenției Consiliului Local că ați vrea și cum s-ar putea să se facă ceva? Că aveți acest drept. Știu că dacă dreptul minorului la sfârșitul ați avut 4 ani de zile, acest drept 90% de a vă abține la proiectele de hotărâre,
Înseamnă că indiferent ce strategie va fi chiar și a dumneavoastră, dacă o faceți, o uitați în 4 ani și uitați-vă, votați. Domnul primar, eu propun ceva acum, dar dați-mi voie să propun ceva. Cred că nici unul dintre noi toți, dintre consilieri, nu știe ce e în strategia de democrație. Păi de ce? Eu n-am știut de existența ei. Ați știut între dumneavoastră cineva? Eu propun ca hotărârea asta de consiliu să fie amânată pe luna viitoare. O spun eu. Vedem despre ce proiect este vorba. Și luăm o decizie. Dar nu s-a dom'le, se vorbește de implementarea unor proiecte până în 2020. Acolo, sunteți total în afara unor subiecte. Păi nu știu ce aveți acolo strategie. Aduce o firmabilitate care culege date și spune și propune o strategie. Nu au făcut pe Durban, domnule. Dacă făceam eu, dacă nu știu, eu mă chemam o firmă. Domnul primar, dacă eu și niciunul dintre noi nu știm ce-i trecut în strategia de dezvoltare până în 2022, că 66 ani, deci, nu știm, că n-am studiat. Eu zic să o studiem, fiecare, până în care vrea. Și luna viitoare, la ședința următoare, luăm o decizie. Deci noi nu știm, știți cineva dintre dumneavoastră ceva ce e trecut în strategia asta? Haideți să vă spun ceva, că strategia este în mod general, dacă vin lucrurile. PNDR 2014-2020 abordează în mod strategic următoarele priorități. Și atenție, domnul Lungu. Sunt niște segmente care sunt la modul general, iar noi vom putea face proiecte. Dar dacă nu ai această strategie, nu poți. Schimbarea structurală a sectorului agroalimentar și competitivitatea. Ce înțelegeți dumneavoastră prin asta că s-ar putea face comuna pe ei? Haideți că sunteți... Dar eu nu știu ce cuprinde strategia aia. Ce să votez? Dar nu trebuie să votați. Domnule, exact ce cuprinde? Managementul resurselor naturale. Ce înseamnă, domnule? Domnule, dar n-am citit-o. Dezvoltarea rurală locală echilibrată în conformitate cu acordul de parteneriat. Ce înseamnă, domnule, dezvoltarea... Înseamnă că acolo trebuie de generalitate. Asta trebuie să-mi spuneți, nu? Dar eu nu știu ce generalități aveți trecut în strategia aia. Vreau să votez pozitiv. Cum? 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 Că nu știu ce e acolo. Mai scrie un capitol aici. Știți vreo unul dintre dumneavoastră ce capitol e? Dar de ce n-ați citit-o, domnul Lungu? Pentru că n-aș știu de existența ei, domnul primar. Înseamnă că n-ați citit ce aveți acolo, nu? Eforturile de modernizare și restructurare exploatațiilor agricole vor fi însoțite de acțiuni de consiliere, transfer de cunoștință și formare profesională necesare pentru sporirea nivelului general de pregătire a fermierilor. Ce înseamnă asta, domnule? Domnule, vreau să știu, să văd... Dar de ce nu o citiți, domnule? Câte pagine? Da, nu. Ia vedeți, domnule. Nu mă pricep. 120. Nu mă pricep câte pagine are, domnule. Vedeți câte pagine are? Vedeți câte, domnule, să-mi spuneți. Vreți să o citesc în două ore sau într-o zi? Mă uit despre ce vorba, acum nu mai votez, eu nu cred. Sunteți de acord cu votarea de la urmă, să știți? Cine se mai scrie la cuvânt? Eu propun să amânăm votarea respectivă și ieșiți la următoare. Sunteți de acord cu propunerea mea, supuneți-o la vot. Și eu vă propun ca la ședința următoare, dacă dă Dumnezeu și nu reușim să adunăm toate documentele pentru proiectul ăsta de milion de euro, pentru că strategia este ca o carte la care se prinde modul general. Domnul primar, iar ce e? Această strategie... Domnul, dar nu ți l-am băgat în față. Acum spuneți că... Dar puteți să nu o vă aprobați, domnul. Eu zic că propunerea mea... Uitați ce scrie la amenințări în strategie. Deci ce n-avem? Schimbarea factorilor climatici, creșterea prețurilor de energie și combustibil, lipsa fondurilor locale pentru dezvoltarea investițiilor. Eu n-am timp de lectură în timpul ședinței, credeți-mă. Am văzut domnul Sărăr, domnule, dați-și omul. Nu, 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 aici așa în spate, domnul Lungu, dacă luați materialele, nu erau niște gârtiți din strategii. Bun, am și o întrebare. Dacă înainte de a supune la vot, supun la vot propunerea domnului Lungu, e o problemă? Deci necesită urgent neapărat să se voteze astăzi? Să uită și care... Vedeți ce zice, puneți în vorba care e un mod general de a prezenta. Nu, eu nu i-am zis nicio idee, nici vicii, au venit specialiști care ei au identificat probleme și le-au transpus. Bun, dar nu eu. Nu e nicio problemă. Domnul președinte, domnul președinte, domnul președinte, nu ne-am uitat toți aici privișile astea. Criterii, planul social, pe plan social, creșterea coeziunii sociale, cetățenilor, acces la informații, economic, plan economic, creșterea numărului de locuri de muncă, urbanism, plan urbanism, poliție, teritoriu, favoarea cetățenilor. Mediu înconjurător, plan de mediu, crește coeziunea ecologică,
a cetățenilor, infrastructură, plan de infrastructură, asigurarea satisfacerii nevoilor de confort civil. Să e un plan. Cum era cincinale pe timpul răposatului, pe 5 ani, așa s-a făcut un plan acolo din 60 până în 20. Domnule, dar fără să știi ce are. Asta noi trebuie să aprobăm acum mai planul de coeziune. Da, asta e toată treaba, dar noi nu aprobăm niște bani. Pentru că la fonduri europene se poate fi accesate din urma planului. Care biserică, educație, îmbunătățirea și eficientizarea sistemului de învățământ prin atragerea de fonduri europene. Deci nu credeți că s-a dus Durlan și le-a spus? Domnule, dar să o studie, mă, să întâmplă ceva dacă învățăm până viitoare? Sau la o ședință peste două săptămâni? Deci noi până... N-am mai lăsat să vorbesc. Deci la ce dată e termenul de punere la... Nu proiectul ăsta mare, că te-ai până la sfârșitul lumii. Bine, nu? Da. Unde trebuie, fără strategie, nu putem depune. Noi nu aveam strategia asta. Asta dar de ce n-am studiat-o? Dar de ce n-am studiat-o? Că aveam de ce n-am primit hotărârea una trebuie? Că dacă n-am avut strategia până atunci... Exact ca cu bugetul. Da, domnule, ca cu bugetul. Ești fericit. Are dreptul să pună... Da. Bună. Da. Nu, dacă mai sunt trei șanse, ne-am pune A doua propunere e după proiect, prin el... Da, prin propunere. Nu, deci având în vedere la vot, care a dat aviz favorabil, dar trebuie să spun la vot. Pentru că sunt mai mulți care spun ca dânsul, dacă sunt cinci care spun ca dânsul, mergem cu totul la dânsul. Și văd că este o mutuire, dar... Nu, spui la vot. Nu, spui la vot, spui la dânsul. Eu am semnat favorabil proiect. Da, v-ați răzgândit. L-am semnat la vot, deci... Eu nu mă pot dezice acum. Normal. Deci mai aici nu trebuie un lucru, eu îmi spun la vot. Nu știu dacă e competență, dar oricum ați fac și eu întrebare. Îmi supun la vot o proiecte o zără și cum nu poți să propune. În documentele astea aici, ca să găsești... Eu am vizut dat favorabil. Confort propunerea. Ai vizut favorabil, domnul. Hai, trebuie să pun la vot și seama. Știe ce vorbim, da? Sunt avizuri favorabil, dar nu credeam să dau avizuri favorabil. Erau mai multe probleme, nu numai de proiectă, dar nu avem avizuri favorabil la toate hotărârile după ziua. Propunem la vot, supun la vot propunerea proiectului așa cum este inițiat el. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine eu se abține. Deci împotrivă domnul Lungu. Eu. Sper să se termine după data de ce îl ridica cu mâinilor campioniei. Sper să se termine. Și atunci toată populația din Borșan și vădgeza e șamar. Nu știu da, și ce-i și faci tu? Și dai de ce afară și uite cu Borșanel, deci din Borșanel. Dar ce nu spun bine așa? Scoate-i magari așa, dar nu sunt magari, cum o spune aia de la parte. Dar nu tragi, mă. Scoate-i magari așa, bă, da. Da, spune-i, dar mă, bă, 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 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 16 din 25.02.2016 privind aprobarea titlului solicitantului pentru ajutoare financiare acordate lăcașilor de cult din Comuna Căiuți și a sprijinului financiar ce se va acorda în anul 2016. Da, să nu-i problemă, domnul primar? Ați aprobat. Deci cum ați aprobat la rectificare, știți că s-a tot amânat asta cu culte, acum atracă când hotărârea care e. Să dă drumul la licitația pentru proiectele care sunt, care vin să le depună la culte. V-am zis, ele sunt mult mai mari decât suma care e, dar în limita sumei sunt cadreze fiecare. În total sunt vreo 2 miliarde, da, sunt 90, dar în total vreo 2 miliarde 6 cerințele. În limita sumei și a proiectelor o să ia fiecare biserică în parte. O să vă spun, Alexandra, după depunerea proiectelor, exact ce și cum.
Deci, domnul consilier, cine se scrie la cuvânt? Domnul viceprimar, aveți cuvântul. Vreau să adaug ceva. De la proiectul numărul 1 am vrut să iau cuvântul atunci, da? S-o trecut prea repede, nu e nicio problemă. Cât și la punctul ăsta. Toți banii care se duc la culte să înțeleagă toată lumea că e de la Consiliul Local. Păi da, nu e de la primar. Trebuie să... și dumneavoastră să înțelegeți chestia asta. Că toți banii și aprobările care s-au dat pentru culti, e suma care este, tot și aprobarea asta de... aia sunt date de Consiliul Local, atât am avut. Deci e mare tuturor. Cine se mai scrie la cuvânt? Dacă nu se mai scrie nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? S-a aprobat cu unanimitate. Ordinea de zi a fost terminată și trecem la puncte diverse. La diverse vreau să spun și eu ceva. Eu mă gândesc la domnul Lungu că s-a injectat la domnul Hadara. Mă gândesc, nu ai vă operație pe corp, pe urmă, și să nu faci ceva suspect din primăria asta, că o să fii primar cu urmă. Sau viceprimar, îi pune Hadara. De 30 și după domnul Frâncean a terminat, da? Domnul Frâncean a terminat, da? Da. Are cuvântul domnul consilier Manole. Domnul primar, în statul de dată, în urma ploilor autentic care au căzut, a trebuit o volă și o mașină să ducem niște piatră. Atâta e. Și în capul satului, la familiile Tudurachi, e mai mult de 3 sferturi de curte cuprinsă cu apă. Acolo trebuie mers la fața locului o comisie, formată, bineînțeles, din dumneavoastră și domnul Vici, că este 2 cetățeni care nu vor să facă un șanț și din cauza la șanțul ăla se adună apa și dacă se poate în seara asta să mergem până acolo, ar fi foarte bine. Să vedeți despre ce. Atât am avut. Vreau să vă spun că mi-ați adus aminte, dar o să vin cu un proiect de hotărâre. Avem o situație destul de gravă la ce? Am niște fotografii primite la rup puntea aia lor care și-au făcut-o. Am zis că o să... vin imediat în prima ședință cu un proiect de hotărâre. O să facem, Alexandra, să vedem pe cine trimitem din partea noastră, să ne fac un deviz cu măsurători și să pregătim să facem o punte neapărat acolo. Deci, chiar vă arăt, am primit și mesaje pe telefon, fotografii, tot de la elevi, de la ei, efectiv, nu au pe unde să treacă ca să ducă la școală. Vedem, mai sunt două priorități cu punțile astea. Eu știu, o dat Dumnezeu anul ăsta să poate fi la Praja, la Pralea. La Pralea, eu l-am văzut, nu mai am văzut. Acolo sunt, că domnul acolo, nu știu, nu mai iau. Acolo o să mai fie... Nu. Și vă rog să fiți mai atent. Nu contează. Are cuvântul domnul consilier Onez. Domnul primar, am mai ridicat problema de câteva ori. Este și o hârtie scrisă, o solicitare înscrisă a unor oameni din Brâncen care a solicitat depomaltarea ploiului la școala vechii Brâncen și la Florești. Ieri, în urma acestor ploi care au fost, bine că au fost, dacă nu erau, iar era rău, am stat toată ziua cu sapii, cu chestii, am despluntat pudețul, am pus cioatică, iar de neapărău ăla și iar făcea ca acum 2 ani, inundat toate casele și drumul ăla. Acolo e vorba de un buldo, trebuie un buldo excavator, nu mai știu nimic. Că se poate decomalta și pus lateral pe diguri. E vorba de școala veche, Brânceni, și la Florești.
Este și o solicitare în scris lăsată de un an și ceva. Dacă se poate lua, nu fără nicio problemă. Că e nevoie undeva de un tutor, de ceva, se poate lua fără nicio problemă. Da. Nu e ca la Healthy, ca asta. Atât, mulțumesc. Aș dori câteva zile, dacă se usucă drumul, trebuie băgat autogrezul neapărat. Da. E gaură lângă gaură. Fără probleme. Da. Atât? Atât. Domnul consilier Urban Ilean. O parte din candidații la funcție de primar acuză Consiliul Local că au aprobat treaba cu gunoiul și chiar că vom fi trași la răspundere, adică în judecată. Da. Nu mi se pare în regulă. Ce spuneți? Păi de-a nu plătează, da? Cei care nu fac parte din Consiliul Local. Cei nu fac parte din Consiliul Local și datorită nouă că noi am aprobat. Din exterior așa o văd. Da. Deci e religie. Suma este exagerată și practic... Ați văzut că în ultima ședință de la ADES mi-a făcut și prieteni. Domnul Vice era la primire că m-am ieșit o văd la rândul de spate, să nu pare, le-a repetat. Da. Mai aveți ceva asta de spus, treaba. Mi-a făcut dușman, într-adevăr. Cu mai aveți ceva de spus? Cu problema asta cu gunoiul, acum am o informație de ultim moment și cred că și la mine. Deci, măgăria lor, chiar au venit Burbasul, și vă spun sincer, i-au adus factura pe luna trecută, 2.170.000 la gunoi. Că ei dacă au luat un tomberon care jumate, care un pic, au modul lor de calcul și au zis omul, bă, am înnebunit. Că dacă eu produc un magazin 2 tone de gunoi, deci nu știu, ceva este, astăzi nu, dar nu mi-am mai vorbit cu 2-3 primari, o să cerem în scris o ședință la ADIS, dacă domnii din conducere care sunt plătiți din noi, din banii cetățenii cu gunoi nu vor pune să se ia o măsură corectă, nu-i bine. Asta e viața. Nu avem variante, asta e soluția propusă la nivel de județ. Noi nu avem variante astăzi să facem contract cu alt utilizator. Că vă spun eu că ar pleca toți. Avem... Să nu mai funcționează, nu? Mă scuzați că o aduc, o aveam pus să vă spun asta. Mă aduc o somație de la ADIS. Am un birou. Acum. Mai sunt persoane care nu au primit mobile. Se fac liste la noi și pe măsură ce se aduce la mașini, să se scrie. Și telefonii, nu trebuie să vină, să sune. Domnul Durlan, mai aveți ceva de spus că mi-e domnul primar? Dintre domnii consilieri, mai vrea cineva să scrie la cuvânt? Eventual îl așteptăm domnul primar. Deci nu se mai scrie la cuvânt, nu? Deci îl așteptăm domnul primar să vină să ne răspunde, să răspundă domnului Durlan Iulian și după care închidem ședința. Vă face scris la cuvânt, primar? Puteți face pauză, primarii, două. Dar de ce nu știu? Eu fiu de trei luni, tatăl în așa. Eu ce vreau să zic, avem un fel de notificare de încălcare către ADIS în calitate de mandatar al delegatului. Eu tind să cred că am să fac o adresă, de asta nu l-am dat-o, cu juridicul să le cer celor de la ADIS să-mi trimită și mie o copie după contract cu delegare, să vedem ce clauze am, în ce condiții, că eu dacă le-am reproșat ceva, cred că când au făcut contractul, l-au făcut aproape unilateral, ca contractele cu E.ON. În 10 minute termin și eu. Da. Bine, pa. Și
am să le fac o adresă prin care să-mi trimită și mie să nu mor prost, că m-au luat de oaia neagră și nu că am plecat de la PSD, cum spun alții, pentru că mă și aici, avem ce persoane avem care sunt și conduc această asociație, Baciu Cosel, președinte, este un primar venit nou pe la PSD, acum înainte foarte virulent, acum, dacă nu ești atent, te bate. Să nu, dar vreau să vedem exact, am să-l chem și pe el să vină, să vorbim exact, să vedem contractul, că dă și vin, ni se urmează, eu nu le-am zis că nu le dau un ban de la primărie până nu-mi dau factură. Le-am zis, dă-mi să văd cât ai ridicat, dar trimite-mi un bon de mișcare, trimite-mi ceva, că luna asta ai ridicat tata gunoi din comuna Căiuț. Să văd dacă gunoi ai ridicat, la ce preț ai ridicat, bine, că numai ei știu cât strângi. Vreau să văd dacă conform cu realitatea, adică chiar nu sunt de acord din banii cetățenilor de buzunar, nu o să le dau lor bani da, ca să-și plătească, lăsați-mă să termin, leasing. Dar uitați-vă că de ce le spun, că dâns și mă acuză, de ce mă acuză? Printre altele, suntem și comuna cu cele mai multe contracte la... undeva în Căiuți. Nu, bine, la, ca și număr de agenți, 14. Lăsăm orașul. Mai e o singură comună, Găiceana, care are 14 agenți contracte și Târgu Trotu. Care au făcut, cât îi am pus, nu că am pus presiune pe ei. Și au început să le vină acum și avea dreptate burbasul. O să văd și eu la soții cât îi vine, că au venit cu niște sume. Păi ce faci? Vorba lui, dacă un magazin îi dă 30 milioane pe an cu noi, dar ce cu noi produce 30 milioane? Da, da. Despre ce vorbim? Vreau să trebuie să nu este, deci, juridic vorbind, este oficiul concurenței, este avocatul poporului. Avem instituții la nivel național care poate să verifice autenticitatea la contractele astea. Dacă sunt unilaterale, dacă sunt preferențiale, dacă sunt... Deci, găsim o dată. Clauzele care au dar nu mai cu comuna Căiuț, trebuie vorbi cu mai multe. Nu numai la comuna Căiuț, nu numai la comuna Căiuț. Vor să vrea toate 63 de comune, dar poate să vrea 10, 15, 20. Nu vor toate 63 pentru că se votează că la colectiv. Știu, domnul primar, de-aia am zis că nu se trebuie buget să plătim treaba asta. Eu doar ca oaia neagră, dacă am spus un adevăr la ce scandal a fost găsit și la ultima ședință, tu vezi, doamne, ce nimeni trebuie să capă ca la PSD, nu mai se darezi, degeaba de ce. Am fost eu, Berzuzu, Mâineștiu, Oneștiu, care am cerut 25% la agenții economici. Poate chiar de scăzut taxă, că Oneștiu a cerut. Oneștenii plătesc 9 lei persoană. Domnul primar, să vă dăm forme legale. Deci oamenii vin și ne amenință, dacă vă dau să citiți aici totul, dânși amenință că și-au cumpărat mașini, că nu poate să plătească leasing-ul, că nu poate să-și facă, mă rog, afacerea. Și noi suntem de vină. Și noi trebuie să-i plătim mașinile la lui, dacă au dat sute de mii de euro cu mașini, dacă mai ești obligat... Da, din afacerea asta îți plătești și mașinile. Păi, domnule, omul care își face o afacere, că e firmă privată, să nu gândească vreodată că de bani publici își face afacere. Păi, mă, eu cred să căutăm forme la nivel național în care putem să verificăm contractele astea. Eu să-i asigur lui Prospero, o firmă particulară de bani publici. Nu știu. Eu am fost contra, știți, la toată treaba asta. Hai, gata, hai, contra. Domnul Prospero, vă temă, vă spun. Domnule, de pe cât văd eu ăștia, cu unul lucru va urmăresc să mai mărească prețul. Eu am impresia că nu prezintă seriozitate. Nu este un preț de tranziție, trebuie să spună toată lumea. După prețul de tranziție, orice va urma un preț stabil care va fi mai mare. Domnule, sub nicio formă să nu fie mai mare, că e destul de mare și acum. Mai mare, sincer vă spun. Nu-și mai bată și ăștia joc de noi, că și-a bătut joc destul. Vă rog frumos, vă mulțumesc. Avem o problemă aici, asta aici, doamna secretar mi-a făcut un referat prin care taxa pe drum ar fi ilegală. Adică la momentul ăsta. La momentul ăsta. Noul cod fiscal, pot să spun? Da. Noul cod fiscal definește cumva clar pentru ce echipamente și utilaje se încasează taxele de drum. Da? Pentru tot ce nu are carte de identitate. În condiția asta, mașinile care transportă masele noastre
nu se încadrează. Și tot ce nu are carte de identitate, tot ce nu se poate încasa ca impozit conform cu legea fiscală, trebuie să instituiți dumneavoastră taxe de utilizare a infrastructurii locale și să le încasăm, prin poliția locală sau prin casier. Păi era pe vehicul cod fiscal. Era pe vehicul cod fiscal. S-a specificat tot așa mașini care tranzitează comuna. Nu? Ceva. Și acum? Acum trebuie făcută separat. Revenim la hotărârea aceea. Corect. Păi da, hai să o clarificăm o dată, că după aia iar ne cheamă acolo în fața legii. Adică să o facem pe bune, conform legii, ca să văd dacă a fost legea bună și cu concesionarea, s-a ieșit din impas. Eu am spus de la început, odată s-a votat legea datorită, s-a votat concesionarea, dar toate legii care erau în vigoare. Orice vehicul care este înscris în circulație, are obligatoriu și carte de identitate. Numai alea care sunt înscrise la comună. Nici alea nu au carte de identitate. Hai să vorbim. O să venim cu un proiect din hotărâri care vrei ca legea să reglementeze exact. Până atunci, ca să nu avem probleme cu ei, cu vor trece cu tonajul, că sunt și care trec, eu, sincer, vă spun că aș cerut aia, pot să chem toată poliția locală, eu l-am sunat în poliție local să spună, lasă-l pe X, Y să treacă. Nu. Și nimeni n-am să o fac vreodată. Bă, am să pun... Legal. Păi legal. Am să pun proiectul de hotărâri cu tonaj, am să aduc, să achiziționez, avem un calcul preliminar, să pun bariere în punctele cheie, cu lacăt, protejat, număr de telefon care găsești, a venit mașina și oprită, se poate trece salvare orice. Bine, sună. Da, cam cât ai, atât. Cât are volumul, cât e la tonă metru? 1000 de kg, ai 30 de metri? 30 de tone, ai 22, 8 tone plătești. Că stabilim noi la metru sau la tonă. Cu asta o să încheiem. Bun, deci rămâne la ședința următoare. Pe următoarea ședință, da. Bun. Avem un invitat, domnul Marin, foarte activ, dăm cuvântul. V-ați plâns că să primeți niște bani pentru tineret și nu avem talente. Eu vă dau o soluție. Sunt trei școli care le știu eu. Pralea, Blidaru și ăsta Blidaru, Căiuțu și nu știu mai unde este vreo școală. Eu nu cred că nu sunt talente în toate clasele astea, cât de multe sunt. Poate cineva știe șac, poate cineva sport, alt sport sau muzică sau știu eu. Că dacă a fost formația de dansuri, aia cum s-au mărit, au plecat. Bineînțeles că n-au rămas aici să consume fonduri sau nu știu ce. S-au destrămat. Da? Totdeauna, dacă nu luăm legătura cu directorii de școli, putem să luăm cu omul de acolo care are unul desemnat pe, asta, pe tema culturii din școală, nu? Și nu cred că nu s-ar găsi două, trei talente să cânte cel puțin, să, cum e și la noi 29 august sau și altă dată. Deci aici aș fi o soluție. Despre cu noi am mai vorbit și cred că vorbim degeaba. Am vorbit de drumul ăla, a venit domnul Manole, s-a făcut un scandal enorm atunci, că a adus o mașină de piatră, n-a avut unde să o lase, a lăsat-o, că a blocat drumul, nu știu. 10 minute, o jumătate de oră a fost blocat drumul. A venit cu cupa aia, l-a dus de vale. Normal nici nu trebuia adus cu mașina, trebuia de vale să ia direct și să ia de la vale la deal. Bine, a fost aglomerată treaba. O grămadă de lume, dacă le faci treabă, de ce le faci, dacă nu le faci, de ce nu le faci? Domnul Laurențiu știe că a venit la mine în seara aia. Ce a fost rău în treaba aia? Spuneți și mie. Și la poți aici. A fost ceva rău? Cum s-a pus piatra aia acolo? A fost piatra mare. Nu trebuie să vă mai ajut, dar trebuie să înțelegeți că orice se face sau orice lucru merge în ritmul lui normal, că așa a fost mereu, fiind an electoral, dar nu poți să la altul. Se taxează într-un fel sau altul. Dacă pui, de ce pune acum, dacă nu pui, de ce n-a pus, dacă ai făcut aia și a găsit să facă acum, dacă nu faci, de ce nu faci, haideți să vă spun, drumul Heltiului, lucrăm de 5 ani. Credeți că eu n-aș fi vrut ca drumul Heltiului să fie terminat de un an, l-aș fi ținut eu să vină să lucrezi de el în campania electorală? Da, astea sunt perioadele la care se muncește la un proiect. Credeți că mâine proiectul ăsta, dacă reușim să se aprobe finanțarea, păi, oameni buni, de la finanțare încolo, cred că ai de mâncat un an de zile pâine, proiect, PTH, licitații, contestații, până semnezi contractul de lucrări și mai duci un an și lucrăm de câteva luni. O să zică viitorul cu el.
Păi da, să zică cine o vrea ce-a făcut-o. Sau nu continuă. Nu continuă, corect. Nu. Dacă aș fi fost un primar, ne-am prost să mă gândesc că nu mai sunt sau ceva, vă spun sigur că puneam frână. Îl lăsam în voia soarte să pierdea prima etapă de, de cum să vă spun eu, de selecția ofertelor, trecea să rămână. La a doua o să mai trezeau încă 1000 de comuni să depună și nu se știe dacă se mai lua. Dar n-am gândit așa, de ce s-o gândesc? Ne chinuim cu Conacrosetti de 6 ani, de când știu eu. Ce abia acum a venit, dacă da Dumnezeu, îl prindem, 15 milioane de lei finanțare. Să refac, da. Sau mai nou, acum doar nu mă feresc, pot să registrez anonimii peste toți și vă spun că știu cine sunt. Că se vede după scrisul calculator, că am mai făcut. Că fac lucrări numai ca să iau eu 10% și pagă. Să dea Dumnezeu aia care a reclamat să nu crăpe până nu ia banii aia pe chef. Să demonstreze. Dar nu numai asta, chiar și cu detalii de familie, cu tot. Toți cei crede care cred, eu n-am făcut în viața mea, n-am scris un rând, sau să fac ceva despre fiecare, dar pentru fiecare există. Nu crede că dacă Durlani e primar, îl distrugem. Mai dar nu-i problemă. Mai aveți ceva de spus? Nu, nu, nu. Da, spuneți. Am cerut o mașină și un incontinuare dar în casă. Chiar și două se poate, dar când vine într-o zi și face acțiunea asta, când arată o mașină, duce și la tare. Ca să ducă și flow-ul până acolo sau cu cei care, să duce numai mașina aia mare. Lasă câte mașini, crede în timp, crede în coace, sau la voi cu mașina cealaltă. Și chiar prin flow-ul dacă e. Cursul vieții că va fi Durlan, nu va fi primar, va veni următorul din toți cei care așați candidați, trebuie să dăm dovadă de echilibru să facem ceva. Că nu va, niciunul nu va putea să realizeze tot ce crede vreodată că se face. Și nimeni nu va putea mulțumi în viață toți cetățenii comuni. Haideți să fim realiști. Credeți că dacă vine altul care va fi, să vină, să dea Dumnezeu succes la toți. Bun. Va veni începător. Păi trebuie să bage picioarele în apă rece, să stea 4 ani numai să învețe cu ce să mănâncă administrația. Dar păi să mai facă 2-3 proiecte mari. Haideți să fim realiști. Dar asta e viața, lumea va decide cine merită și cum merită. Bun, asta e ședința ordinară de Consiliu. Eu, dacă propun, dacă aveți discuții politice și vreți să discutăm pe tema asta, haideți să propunem o ședință specială doar pentru așa ceva sau o confruntare între, în campanie electorală cu candidatul și chemăm televiziunea să vină de față și... Noi vă mulțumim. Ședința închisă.